Iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, doresc să vă salut pe toți cu harul, pacea Domnului Iisus și Dumnezeu să vă binecuvânteze. E bine să stăm aici în casa lui Dumnezeu și așa cum era citit Psalmul 65, câteva versete din el, am putut să vedem binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă în casa Lui. De aceea nu putem spune decât așa cum spunea altădată David, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Să ne ajute Domnul să prețuim astfel de momente și să stăm în prezența Lui. Amin. Vă invit să vă ridicați înaintea Domnului. Cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, puteți să o deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 16, și voi da citire la 24, până la versetul 27. Pagina în Sfânta Scriptură 943. Haideți să ascultăm cu atenție cuvântul rostit de Domnul Iisus. Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul, să da un om în schimb pentru sufletul său, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin. Vă rog să luați loc. În seara aceasta, dragii mei, m-am oprit la acest text arhicunoscut, un text bătătorit, un text din care ați auzit de multe ori, vestindu-se cuvântul lui Dumnezeu, multe mesaje pe care Dumnezeu le-a transmis prin robii Săi. M-am oprit și eu la pasajul acesta, pentru că cu ceva vreme în urmă, în mod deosebit, chiar dacă cunosc acest text de multă vreme, am predicat diferite mesaje, în mod deosebit m-am oprit asupra acestui verset 26. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? M-am oprit la versetul acesta și în mod deosebit întrebarea aceasta a Domnului Iisus Hristos a început să mă frământ. Gândit la ceea ce a rostit Domnul Iisus. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și în mod deosebit, ultima parte a versetului, dacă și-ar pierde sufletul, m-a pus pe gânduri. Și m-am tot întrebat și m-am tot gândit, oare care ar fi lucrurile acelea care îl pot face pe om să-și piardă sufletul? Cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră puteți să vă gândiți la întrebarea asta și să găsiți multe răspunsuri. Cu siguranță că fiecare dintre voi poate să identifice diferite lucruri din viața de zi cu zi cu care noi ne confruntăm și care pot să ne ducă să ne pierdem sufletul. Scumpii mei, sufletul nu e o poveste. Chiar dacă sunt unii care încearcă să nege existența sufletului, chiar dacă unii spun s-a terminat cu viața asta, s-a terminat cu sufletul și auzim de multe ori rostindu-se aceste cuvinte, a trecut în neființă. Vieții oameni gândesc în felul lor. Eu știu din Biblie. Și aici cuvântul Scripturii ne spune că omul nu este doar parte materială. El este și acea parte imaterială care nu se vede. Dacă ne uităm în cartea începuturilor, în cartea Geneză, în capitolul 2, în versetul 7, ni se spune clar, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață
Și omul s-a făcut un suflet viu. Omul e și trup, dar e și suflet. Dacă ne uităm în cartea Eclesiastul, capitolul 12, aici înțeleptul Solomon ne provocă pe absolut fiecare dintre noi la meditație și spune că omul trebuie să se gândească bine la Creatorul lui. Cum spune el, încă din anii tinereții, până nu vin zilele cele rele. Și uitați-vă, de foarte multe ori, știi aici cuvântul acesta, până, și spune de ochi, de mâini, de picioare, de dinți și cât de multe altele. Și în versetul 7 spune, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Ei, eu cred că fiecare dintre noi admite că are un suflet. Și mai mult decât alte pe care aș putea să vi le dau din Biblie, pentru mine este suficient ce a rostit Domnul Iisus. El a spus clar ce ar folosi unui om să câștige lumea asta dacă și-ar pierde sufletul. El vorbește în mod clar de existența sufletului. Mă aduc aminte de unul din mari oameni de care Dumnezeu s-a folosit. Numele lui este Ioan Gură de Aur. Acest om care l-a onorat pe Domnul în mod deosebit în secolul 4. Slujitorul acesta al lui Dumnezeu spunea într-o împrejurare, de la Creator am primit doi ochi. Dacă pierdem unul, ne rămâne celălalt. Dar auziți, acest om la un moment dat spune următorul lucru. El însă ne-a dat un suflet. Dacă îl pierdem, nu ni se mai dă un altul. Dacă îl pierdem, nu ni se mai dă un altul. Așa că eu și dumneavoastră suntem responsabili de ce facem cu sufletul nostru. E drept că sufletul e acea parte grea încredințată omului să o poarte. E partea aceea de care omul trebuie să se ocupe. E adevărat că în lumea asta în care noi trăim, ne îngrijim enorm de trupul ăsta. Să-i fie bine, să mănânce bine, să aibă căldură, îi asigurăm tot confortul. Este în noi sufletul acesta, valoarea asta inestimabilă, de care prea puțin ne îngrijim. Și Biblia ne spune că atâta vreme cât noi trăim în lumea asta, fiecare trebuie să se gândească la sufletul lui, pentru că are posibilitatea să nu-l piardă, ci să-l mântuiască. Să ajungă să aibă mântuirea sufletului. De foarte multe ori citim în cuvântul Scripturii și uitați-vă în 1 epistola apostolului Petru, în capitolul 1, în versetul 9, ni se spune, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Deci este o mântuire a sufletului. Apoi, dacă ne uităm în Evrei, în capitolul 10, în versetul 38, spune, și citeți doar 39, nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Pentru mântuirea sufletului. Deci, scumpii mei, frați, surori, prieteni dragi care ați venit să ascultați cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să luăm în serios aceste lucruri. Și în mod deosebit, întrebarea asta Domnului Iisus Hristos, ea trebuie să fie una la care să medităm profund și să vedem că în lumea asta în care noi trăim, trebuie să fim acei oameni care să identificăm lucrurile care pot să ducă la pierderea sufletului, să încercăm să facem ceea ce ne cere Dumnezeu și acele lucruri care pot să ne ducă la pierderea sufletului, să le dăm la o parte, să încercăm să facem ceea ce spune Iisus. Că în definitiv, vorba lui Augustin, acel mare om de care Dumnezeu s-a folosit, la ce ne va folosi să știm de toate? Dacă nu vom ști a ne mântui sufletul. Putem ști cât de mult,
Putem vorbi despre nu știu câte, putem ajunge cineva în lumea asta, dar dacă n-ajungem la mântuirea sufletului, n-am rezolvat nimic. Mă rog Domnului ca în această seară să mă ajute în vestirea acestui mesaj, să privim împreună în acest cuvânt al lui Dumnezeu și să fim acei oameni care să facem ceea ce ne cere El. Așa îmi voi intitula mesajul din această seară, lucrurile care duc la pierderea sufletului. Lucrurile care duc la pierderea sufletului. Haideți să vedem care sunt acele. N-am să vă iau alte lucruri, nu știu de pe unde. Nu am încercat să le inventez. Și m-am uitat aici în textul ăsta. Și în mod deosebit m-am oprit la trei lucruri. Trei lucruri pe care eu le-am identificat aici, în textul ăsta, pe care dacă le nesocotim, dacă nu ținem cont de ele, inevitabil ne vom pierde sufletul. Primul lucru l-am numit refuzul de a-L urma pe Iisus. Refuzul de a-L urma pe Iisus. Ăsta este primul lucru care poate să-L ducă pe om să-și piardă sufletul. Uitați-vă dumneavoastră versetul 24. Conține o invitație foarte importantă. Cea mai frumoasă invitație care a fost făcută vreodată e făcută de Iisus. Și observați, invitația asta spune: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Vă rog, fiți foarte atenți, să mă urmeze. Am spus, refuzul de a-L urma pe Iisus duce inevitabil la pierderea sufletului. Sunt foarte mulți oameni care spun, dar noi îl urmăm pe Iisus. Sunt foarte mulți oameni care spun așa, dar noi mergem într-o biserică. Noi facem parte dintr-o anumită grupare religioasă. Ba mai vin unii și spun, dar noi cântăm, mai ales neoprotestanții, cântăm. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi, și înapoi eu nu voi da. Dar observați dumneavoastră, a-L urma pe Iisus nu este chiar atât de simplu cum gândesc unii. Unii gândesc că a-L urma pe Iisus Hristos e simplu să scrii acolo adeziune la o anumită grupare religioasă, să te naști undeva într-o țară creștină, să faci parte dintr-o religie majoritară, care să fie, bineînțeles, creștină. Alții consideră că a-L urma pe Iisus e suficient, că ai încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului. Pentru mulți e suficient că vin din când în când la biserică și cu asta au rezolvat problema. Eu vreau să vă spun, a-L urma pe Iisus Hristos nu e atât de simplu cum gândesc unii. Mulți au impresia că îl urmează pe Iisus. Mulți au impresia că ei sunt cu Domnul. Mulți au impresia că ei sunt din poporul lui Dumnezeu și cântă, nu, frumos. Dar uitați-vă aici, când privim în cuvântul lui Dumnezeu, noi putem găsi chiar exemple de oameni care L-au urmat pe Domnul. Și poate unul din exemplele așa care pot să ne dea de gândit, le găsim aici pe paginile Scripturii, în mod deosebit pe paginile Evangheliei și tot în această Evanghelie după Matei, capitolul 26, undeva la versetul 58. Avem pe omul ăsta care era ucenicul lui Iisus. Omul ăsta care face o mărturisire deosebită că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Omul ăsta care, dacă vreți, e purtătorul grupului apostolic, dar în noaptea trădării știți foarte bine discuția dintre el și Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos îl avertizează pe el și pe ucenici că va veni momentul acela când Satana o să-i cere să-i cearnă ca și grâul. Și uitați-vă, la un moment dat se întâmplă ceva cu Petru. Ucenicii îl părăsesc pe Domnul. Nu-l mai urmează pe Domnul. Însă despre Petru se spune în versetul 58. Petru l-a urmat de departe, până la curtea marelui preot. Apoi, spune, a intrat înăuntru, a așezut jos cu aprozii
ca să vadă sfârșitul și restul dumneavoastră cunoști. Până a cântat cocoșul. Ce bine e până mai cântă cocoșul și ne trezim. Dar există oameni care ei tot așa merg înainte și rămân doar cu impresia că ei îl urmează pe Domnul, dar ei îl urmează așa mai de departe. Câți creștini din zilele noastre nu îl urmează pe Domnul de departe? Vorbim la figurativ. Câți nu sunt? Dacă îi întreb când a fost ultima dată la biserică, când s-au împărtășit ultima dată, când a avut momente cu Domnul Iisus Hristos de părtășie, în rugăciune, în citirea Scripturii, mă rog, alte și alte lucruri din astea. Nu știu ce-ți răspund. Dar vedeți dumneavoastră, sunt oameni care îl urmează pe Iisus de departe. Nu știu cum suntem noi. Ne facem o verificare a vieții noastre. De aceea vedeți dumneavoastră, al urma pe Iisus Hristos trebuie să-L urmăm exact cum a stabilit El, nu cum avem noi concepții. Noi putem să avem diferite concepții despre cum îl putem urma pe Iisus. Dar uitați-vă, Domnul Iisus spune categoric, dacă voiește cineva, El apelează la voința noastră, vorba tot a lui Ion Gură de Aur, care spune, nu silesc, asta vrea să spună Iisus, zice Ion Gură de Aur, nu silesc, nu constrâng, ci omul de bunăvoie trebuie să meargă, să accepte ceea ce îi spune Domnul Iisus Hristos. Și vedeți dumneavoastră, sunt aici condițiile stabilite de Iisus. Și El spune, dacă voiește cineva să vină după mine, întâi de toate să se lepede de sine. Să te lepezi de tine nu este chiar așa de ușor. Cântam noi de mult o cântare veche și cântarea aceea, inima mea, inima mea, ție ți-o dau azi Iisus, nu? Și știți, este o strofă care spune așa, să calc mereu pe eul meu. Dar să calci pe eu nu e chiar așa de simplu. Fiecare om are pretențiile lui. Uitați-vă în zilele noastre de multe ori când ne uităm și la cei cărora le predicăm, când stăm de vorbă cu ei, când le spunem anumite lucruri de aici, din cuvântul lui Dumnezeu, automat spun, da, de ce? Da, de ce noi așa? Da, de ce noi trebuie să trăim așa? Da, de ce noi trebuie să renunțăm la asta? Da, de ce la noi e asta? Da, de ce și de ceul și de ceul? Și oamenii își caută o cale mult mai ușoară. Pentru că, vedeți dumneavoastră, de ce să fac eu asta? Nu? De ce să trăiesc și eu în modul ăsta? Fiecare ridică o asemenea întrebare. Dar vedeți dumneavoastră, când este vorba de lepădare de sine, a te lepăda de sine înseamnă a zice nu dorințelor și plăcerilor egoiste, ci a zice, da, Doamne, facă-se voia Ta. Aici este marea problemă. Aici este marea problemă. De aceea, scumpii mei, există atâtea lucruri, atâtea dorințe, atâtea pretenții, care înăbușe de multe ori ceea ce cere Iisus. Și de multe ori noi nu suntem în voia Lui. De aceea, într-o seară ca aceasta, noi trebuie să medităm la ceea ce spune Domnul Iisus și să vedem, îl urmăm de aproape sau de departe? Îl urmăm așa cum ne cere El sau îl urmăm așa cum gândim noi? Astăzi există foarte multe grupări religioase și fiecare are pretenția că ea e cea mai bună, că ei cunosc cel mai bine lucrurile. Dar uitați-vă, în momentul în care cineva dorește cu adevărat să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, el trebuie să spună un nu hotărât lucrurilor pe care altă dată le-a socotit, că cele mai importante, cele mai dragi în viața lui, și să spună, Doamne, eu vreau să fac voia Ta, eu vreau să stau la dispoziția Ta. Mă aduc aminte de un om al lui Dumnezeu, se numește Martin Luther. Aminteam de cântare, că chiar venise cântarea, sunt aici la dispoziția Ta. Da? Uitați-vă ce spune Martin Luther. E un om care a avut un rol important în istoria creștinismului. Peste vreo 3 ani se vor sărbători 500 de ani de când acest om de care Dumnezeu s-a folosit în vremea respectivă, nu când un mare număr de oameni au acceptat adevărul Scripturii și pur și simplu impactul a fost foarte mare și omul ăsta de care Dumnezeu s-a folosit în perioada respectivă, care era supus la un moment dat unor presiuni foarte mari din partea mai marilor, din Germania, de la Roma,
Cu toate astea rezist. Și nu vreau să intru în detalii despre istoria acestui om, dar vreau să ajung undeva în punctul acela în care el deja nu mai este dus la dieta de la Worms. Deja trecuse și momentul acela când a fost răpit de ducele de Saxonia și dus undeva și traduce Biblia într-un castel din Wartburg. Deja trecuse și omul ăsta predica liber, deja era cineva în lumea asta, ochii erau ațintiți în mod deosebit spre el. Și toți îl vedeau ca un erou, dacă vrei. Ba, unii care gândeau că va sfârși pe rug, ca și Jan Hus la Constanț, au văzut că omul ăsta a rezistat. N-a putut să fie învins, nici de papă, nici de cardinalii lui. Și acum auziți, omul ăsta a sesizat un pericol care plana asupra lui. A văzut ce se întâmplă în jur și la un moment dat el rostește următoarele cuvinte care au zis după 500 de ani, aproape 500 de ani, fiecare din noi putem să medităm asupra lor. Și el zice așa, mie îmi este frică de propria minimă, mai mult decât de papa și de toți cardinalii lui. Pentru că inima mea ascunde un alt mare papă, care se numește eu. Când am citit cuvintele astea, mai de mult, credeți-mă, mă urmăresc. Mă urmăresc cuvintele astea. Am citit, am stat, am văzut ce a spus omul ăsta, a spus un adevăr extraordinar, nu? Mie mi-e frică mai mult de inima mea decât de papă, nu? El a reușit să rezist, să treacă printre toate alea. Dar a zis, mi-e frică de propria minimă, care ascunde acel mare papă eu. Aici se dă marea bătălie. De foarte multe ori oamenii sunt puși în fața situației când trebuie să decidă și spune eu să mă pocăiesc, eu să merg pe calea asta, eu să fac asta, dar de ce eu nu pot așa? Nu? Dar de ce să nu fiu îmbrăcat nu știu cum? Dar de ce să port eu haine nu știu cum? Dar de ce să n-am eu podoabele nu știu de care? Dar de ce să nu am asta și câte și câte? Bă, omul are eul acela care îl conduce și el nu-l lasă pe Iisus să-i conducă viața și atunci nu-l poate urma. Dumnezeu Sfântul în seara aceasta să ne ajute absolut fiecăruia dintre noi să putem identifica acele lucruri de care noi nu ne-am lepădat și care încă ne mai țin legați și noi nu-l putem urma liber pe Domnul Iisus Hristos. Noi poate cântăm, am pornit fericit pe cărare și poate cântăm din, știu eu, cu multă bucurie, dar poate în adâncul ființei noastre este ceva care ne face să ne întrebăm, oare chiar așa este? Oare chiar eu îl urmez pe Domnul Iisus? Aș vrea, scumpul meu prieten, care asculți cuvântul Scripturii în seara aceasta, fă-ți o socoteală, fă-ți o analiză a vieții dumitale și vezi, dacă vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus, tineri dragi care sunteți aici, uitați-vă și înțelegeți că a-L urma pe Domnul Iisus nu se poate oricum, ci doar în condițiile stabilite de El. Și anume, a putea să te lepezi de sine, de sinele tău și încă mai spune El ceva. Și să-și ia crucea. Spune în altă parte în Evanghelia după Luca, în fiecare zi și să mă urmeze. Este ușor. Uitați-vă, creștinismul din zilele noastre este un creștinism în care simbolul contează enorm de mult. Și oamenii se bazează atât de mult pe simbol încât, zic, ne ajunge asta. Eu mă uit bună oară numai în Maramureș, despre care se spune că este religios. Și oamenii sunt foarte religioși. De multe ori te uiți la oameni care nu trec pe lângă o biserică să nu-și facă câteva cruci, nu? Au în mașină, mai făceam câteodată stopul, mă rog, și mergeam până la Baia Mare sau, și mergeam cu câte un moroșan, câte trei cruci avea. Dar să fie auzit ce muzică, dar să fie auzit dacă ceva nu-i convenea, ce înjurături și câte lucruri din astea. Vedeți? Da, oamenii spun, nu avem cruci. Ei, ne întreabă de multe ori, da, voi aveți cruci. Și acum nu e așa mare problemă. Că și în bisericile noastre mai au unii și cruci, își pun și pe Biblie, și pe, știu eu, în alte locuri, își pun, nu-i nicio problemă, spun. Nu intru eu în simbol, că a fost și este un simbol al creștinismului. Dar e mult mai simplu să-ți faci o cruce decât să o duci. Aduce crucea
înseamnă ceva mai mult. Când a zis Domnul Iisus Hristos, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, oare ce au înțeles oamenii din vremea respectivă? Că doar el încă nu murise pe cruce. Doar el încă n-a plătit prețul acolo pe crucea din dealul Golgotei. Dar în mintea ascultătorului, în mintea evreului, când auzea ce spune Domnul Iisus, să-și ia crucea, era ceva foarte clar. Parcă vedea în fața ochilor, apărea condamnatul la moarte de către romani, că romanii pe cetățenii lor nu-i condamnau la moarte prin crucificare, îi decapita. Evreii îl ucideau cu pietre, dar uitați-vă, ei romanii, pe cei care nu erau cetățenii lor, așa îi omorau și le puneau o cruce. Și vă dați seama ce se întâmpla cu omul acela care trebuia să poarte o cruce prin mijlocul cetății. Era, vă dați seama, batjocorit, era rușine, era suferință, era durere, nu? Tot de asta era. Asta era în mintea lor. În momentul când cineva acceptă să meargă și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, el trebuie să accepte rușine, batjocură, suferință și poate de multe ori colegii tăi își bat joc de tine la școală, la facultate, la liceu unde ești, poate colegii de muncă, nu? Ei, toate astea ți se pot întâmpla. Dar important este pentru tine, dacă vrei cu adevărat să-ți mântuiești sufletul, să-L urmezi pe Iisus așa cum cere El. Că până la urmă, purtarea asta a crucii, observați dumneavoastră, e o condiție extrem de importantă ca să poți să-L urmezi pe Iisus. Fără a accepta crucea, tu nu poți ajunge acolo unde cere El și unde ne promite. Mi-au aminte de un om al lui Dumnezeu, se numește Samuel Rutherford. Omul ăsta care a fost un slujitor deosebit al Scoției. La un moment dat a fost închis undeva în închisoarea aceea din Aberdeen și scrisorile pe care el le trimitea de acolo, așa punea pe antetul scrisorilor, Palatul lui Dumnezeu, temnița Aberdeen. Omul ăsta care a suferit enorm pentru Iisus, auziți, a definit crucea într-o bună zi în felul următor. Zice, crucea pentru mine nu este altceva decât povara aripilor, cum este povara aripilor pentru zburătoare, ceea ce este povara catargelor pentru corăbi, auziți? Și până la urmă vă întreb, pentru zburătoare aripile sunt o povară? Nu. Că tocmai datorită aripilor poți să zboare. Catargele sunt esențiale pentru corăbii să navigheze. Și spunea el în final, crucea de altfel pentru mine este cea mai dulce povară care mă duce spre portul final. Mă rog Domnului în această seară să ajute fiecăruia dintre noi să ne facem o evaluare a propriei noastre vieți. Frați și surori, care cândva ați pornit pe calea lui Dumnezeu, haideți să vedem, îl urmăm pe Iisus Hristos de aproape? Ducem la îndeplinire condiția asta atât de importantă? Sau, gândiți-vă bine, că refuzul de a-L urma pe Iisus duce la pierderea sufletului? Scump prieten, cel care poate nu te-ai hotărât încă, poate ai venit și auzi cuvântul lui Dumnezeu pentru prima oară sau poate de mai multe ori, tineri care încă sunteți așa, în momentul în care vreți să decideți și vă gândiți, știu, e bine să fii creștin, e bine să-L ai pe Iisus, dar ascultați-mă, în joc este sufletul vostru, este cea mai mare valoare. Și sufletul ăsta, auzi, tu poți să-l mântui sau poți să-l pierzi. Depinde, până la urmă, vorba unei cântări de voința ta. Depinde de tine. Și ascultă-mă, refuzul de a-L urma pe Iisus duce la pierderea sufletului. Eu mă rog Domnul în seara aceasta și spun, Doamne, luminează-ne Tu cu Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne să putem privi în adâncul ființelor noastre și fiecare în dreptul lui să vadă cum îl urmează pe Iisus. Și dacă nu l-ai urmat bine, poate de departe, poate ai avut impresia că tu mergi pe urmele lui, în această seară spune, Doamne, eu vreau să dau toate piedicile la o parte, eu vreau să duc la îndeplinire ce-mi cer Tu, pentru că eu vreau să am sufletul mântuit și nu vreau să
merg după tine oricum, ci eu vreau să te urmez îndeaproape, făcând ceea ce îmi cer tu. Amin? Să ne ajute Domnul. Un al doilea lucru, aici, în pasajul acesta, care poate să ducă la pierderea sufletului, l-am identificat chiar în versetul 26. Dați-vă aici și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea. Am stat și am meditat și m-am oprit la următorul lucru. Și anume, preocupările noastre după lucrurile lumii. Preocupările noastre după lucrurile lumii. Ele pot duce la pierderea sufletului. Noi termenul ăsta, lumea, îl întâlnim în Biblie, în diferite contexte, nu? Psalmul 24, acolo spune lumea și cei ce o locuiesc. E vorba de planeta Pământ. În alt context, noi putem întâlni termenul lumea, nu? Suntem noi oameni. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar uitați-vă, când ne uităm în Scriptură, noi putem să înțelegem că lumea, ea reprezintă modul de viață al oamenilor. Sistemul ăsta al pe care oamenii îl adoptă. Exact cum Ioan subliniază acest lucru în epistola 1, capitolul 2, și uitați-vă, aici spune, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume, versetul 15. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce e în lume, pofta ochilor, pofta firii, pofta lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Lucrurile lumii, preocupările noastre după lucrurile lumii. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 4, în versetul 18, acolo am găsit ceva care se potrivește foarte bine la ce spune aici Domnul Iisus. Și uitați-vă, în pilda asta asemănătorului, Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, spune următoarele lucruri. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul. S-a auzit, e pământul bătătorit, seamănă sămânța, dar nu intră, nu face nimic. Mai există pământul acela unde, știu eu, undeva stâncos, e puțin pământ, vine cuvântul, crește, da, vin cazurile, problemele, se duce totul. Dar e pericolul ăsta. Și uitați-vă, aici sunt cei mai mulți oameni care pot să vină liniștit la biserică, să frecventeze o biserică, să fie implicați în diferite activități, dar uitați-vă, se poate întâmpla ceva. Dar năvălesc în ei grijile lumii, spune Domnul Iisus. Grijile lumii. Și uitați-vă, de multe ori oameni vor să aibă sufletul mântuit. Ei admit că trebuie să se preocupe de sufletul lor. Dar preocupările lor, după lucrurile lumii acestea, îi pot așa de ușor conduce în a-și pierde sufletul. Uitați-vă, trăim într-o lume a îngrijorărilor și n-ar trebui să vă iau nu știu de pe unde, aș putea să vă dau, mă rog, diferite referințe din viața asta de zi cu zi. Dar dacă luăm doar pasajul ăsta din Evanghelia după Luca, și mi-e place foarte mult Scriptura, uitați-vă aici ce clare sunt cuvinte. Chiar dacă mai vin cu câte un argument dintr-o parte sau alta. Dar uitați-vă, în mod deosebit aici vreau să vă atrag atenția cu un text din Scriptură. Haideți să medităm puțin la el. Citim. Luca 12, de la 22. Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața e mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi, ei nu seamănă, nici nu seceră.
N-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsării. Suntem de preț? Avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Valoare extraordinară. Uitați-vă, spune, și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă, cum cresc crinii? Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Deci astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncat în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Și nu căutați, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, și nu vă frământați mintea. Și acum auziți versetul 36. Căci toate lucruri neamurile lumii le caută. Neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Preocupările după lucrurile lumii, auziți, unde putem încadra grijile lumii, pot să-l ducă pe om la pierderea sufletului. Sunt atâția oameni care se îngrijesc absolut de fiecare lucru și atâta îngrijorare încât Iisus parcă nu mai are nimic acolo. Sunt oameni care în loc să se încreadă în Dumnezeu, ce frumos e psalmul ăsta, și fratele Relu ne-a explicat atât de clar ce înseamnă să vii cu încredere. În loc ca omul să se încreadă în Dumnezeu, el caută să-și rezolve el problemele. Ori n-am auzit oameni care tot îngrijorându-se, au ajuns în depresie, stresați, chinuiți de tot felul de lucruri. Citeam undeva un articol într-o carte publicată de prestigioasă editură, asta, Reader's Digest, și acolo spune că din populația Statelor Unite ale Americii, 11%, auzi, suferă de teamă, de frică. Se duce la medic, scrie medicul, atac de panică, frică inexplicabilă. Și auziți, ăștia, 11%, îs dependenți de medicamente, spun, în fiecare zi. Stres, grijă. Ce va fi? Cum va fi? Ce se va întâmpla? Câte nu se întâmplă din astea? Știți, sunt oameni care se frământă de toate astea, sunt atât de preocupați de lucrurile acestei lumi, să aibă, să posede. Știi, v-a zis cineva, mă zice, dacă v-aș vedea tremurând de sfințenie, zice, m-aș bucura. Eu m-aș bucura dacă v-aș vedea că sunteți îngrijorați să stați mai aproape de Dumnezeu. M-aș bucura dacă v-aș vedea că sunteți, că nu stați aproape de Domnul, vorba lui Ioan Alexandru într-o poezie de-a lui, când spune, singura tristețe îngăduită omului de pe pământ, din care moartea izgonită e că nu-i sfânt. Dar care se grijește de asta așa de mult? Care se grijește? Ne grijim, vedeți, de lucrurile astea. Astea sunt grijurile lumii. Să am hainele care mai frumoase, să mănânc nu știu cât de bine, să am confortul în lumea asta, nu știu cum, cât de mare. Și atunci toate astea, știu unde mă duc? Că atât de mult sunt preocupat de astea și mă preocupă, încă n-am eu timp așa de adunare. A, să părtășe ajunge și uitați-vă, am ajuns să avem creștini doar din ăștia, care vin din când în când la biserică, ne bucurăm când îl mai vede și zic, frate, dar unde ai fost, nu? Mă suntem obișnuiți că pleacă mulți în străinătate, dar între frate, ai fost? A, nu, zice, am fost acasă, zice, da, am fost eu. Avem astfel de oameni. Și vezi la un moment dat prinși de lucrurile acestei lumi, îi vezi atât de frământați și ei nu mai vin, nu mai au timp, nu pot să vină la casa lui Dumnezeu. Ajungem în punctul ăla în care, țin minte că acolo unde eu am crescut, în zona aceea, erau și oameni care erau, se numeau, mă rog, pocăiți, așa îi numeau, pocăiți. Și când întreba, zice, tu de care pocăiți? Zice, de duminică ori de sâmbătă. Înțelegeți că erau adventiști și penticostali, ăștia pocăiții penticostali se adună duminică, ăștia sâmbătă. Și atunci, și am zis, și unii să știți că au avut dreptate, întâlnim și pocăiți doar de duminică, unii sunt pocăiți doar de sâmbătă. Și atât și nimic mai mult. Eu mă rog Domnului să ne ajute
Să putem să fim acei oameni care să înțelegem ce a zis Apostolul Petru într-o împrejurare, că atunci când tu-L urmezi pe Iisus și când ai în vedere mântuirea sufletului, Petru în 1 Epistolă, capitolul 5, el spune cuvântul ăsta atât de frumos pe care noi îl știm pe de rost, dar uitați-vă ce spune. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Mărit să-i fie numele. Poartă Dumnezeu de grijă. Poartă. Și în vremurile astea, când Avram era în situația aceea extrem de critică și când întrebarea aceea a fiului îi sfășie inima, când el spune, tată, aici sunt lemnele, aici e focul, dar unde e mielul pentru jertfă? A spus ceva Avram. Jehova Ire, Dumnezeu va purta de grijă, mărit să-i fie numele. Un alt lucru care, mă rog, uitați-vă, e al lumii. Și preocuparea după lucrul ăsta al lumii duce la pierderea sufletului. Uitați-vă cum îl numește Domnul Iisus. Și Marcu subliniază în capitolul tot 4, versetul 18, 19, înșelăciunea bogăților. Înșelăciunea bogăților. Eu nu vreau să vorbesc și n-am nimic, că pot să fie și oameni bogați. Și poate Dumnezeu să le dea la unii. Dar uitați-vă, există oameni și mai ales ne uităm după revoluție, că așa ne raportăm noi la acești 25 de ani. E momentul acela în care, mă rog, e oarecare libertate în țara asta. Și uitați-vă, cât să sprinși de mirajul ăsta? Cât al bogăților? Cât să sprinși de dorința asta de a avea nu știu cât? Și câți oameni nu încearcă să îmbogățească, mă rog, călcând în picioare principii, neinteresându-i nimic. Pe câți îi știu ca slujitor? Pe câți oamenii cunosc cu care am intrat în contact, care pur și simplu au ajuns în unii în pragul sinuciderii? Alții au ajuns în fel și fel de situații. Nu-i mai vezi nici la biserică, nici nu mai interesează Hristos, nimic. Pentru că stau și spun, de ce am ajuns eu aici? Dar el nu înțeles. Ce a zis Apostolul Pavel, trimisul slujitorului Dumnezeu în 1 Timotei, în capitolul 6, și doar citez, nu o să comentez mult. Uitați-vă ce spune de la versetul 7, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic. Dacă avem dar cu ce să ne îmbrăcăm și cu ce să ne hrănim, ne va fi de ajuns. Și acum auziți, parcă asta nimeni să mai citește în vremurile noastre. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispit, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămător. Și nu vreau să vorbesc de implicațiile câte sunt, dar dumneavoastră știți, care ce fac? Cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare implicit, pierderea sufletului. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Și de multe ori întâlnim oameni răniți. Zici că-s pe front. Și-s pe front. Că au de luptat. Și diavolul are mare grijă să-i rănească. Și ei ajung în situații disperate. Tocmai datorită faptului că ei n-au înțeles ce a zis Domnul Iisus și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea și dacă ai avea. Și până la urmă ce se alege din acele lucruri? Vorba lui David, că se amintea aici de David, marele om, un om de mare calibru, după voia lui Dumnezeu, după inima lui Dumnezeu. El în Psalmul 39, versetul 6, el spune acolo foarte clar, concluzia lui e clară, da, omul umblă ca o umbră. Și auzi ce spune? Se frământă? Degeaba! Strânge la comor și nu știe cine le va lua. Frământă, strânge. Cam astea sunt, dacă vreți, lucrurile care îl preocupă pe om. Și în final, uitați-vă, ce se alege din ele? Omul poate să le piardă pe toate, că le lasă aici, dar ce este dureros este că își pierde sufletul. Și încă ceva. Încă un lucru care face din preocupările lumii, preocupările noastre după lucrurile lumii, am identificat plăcerile vieții.
plăcerile, sau în Luca 8, acolo Domnul Iisus Hristos spunea aceste cuvinte și uitați-vă cum scrie Luca, în Luca la capitolul 8 și citim versetul acesta 14, mânța care a căzut între spini. Închipuie pe aceia care după ce au auzit cuvântul, își văd de drum, auzi, și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia care nu aduc rod, care să ajungă la coacere. Plăcerile vieții, preocupările după lucrurile lumii. Și uitați-vă acum, plăcerea este ceva care atât de importantă încât n-auzi pe oameni decât că este important să-și satisfacă dorințele. Și n-auzi decât plăcere, plăcere. Da? Asta este. Zici că toți au studiat filozofia lui Epicur. Plăcerea. În toate să vadă plăcerea. Și vedeți dumneavoastră, bombardați de reviste, bombardați de filme, bombardați de toate și scopul nu-i altul decât plăcere. Și spunea cineva într-o împrejurare, zice, păcatul e o clipă de plăcere, dar este o eternitate de durere. Și mulți nu văd altceva decât, domnule, plăcerea, să mă simt bine. Și câte fete pentru o plăcere? Nu-și vând cei mai scump, nu? Își vând cei mai scump. Câți băieți pentru o plăcere nu vând cei mai scump în ei? Și apoi vine momentul acela când nu odată vezi prăbușită o tânără în om și plânge, și tânărul plânge, și divorț, și necaz, și durere, și câte probleme. Dar tot a fost plăcere. Câte femei, câți bărbați în zilele noastre nu ajung să falimenteze, că e plăcere. Și totul poate pornește de la o revistă, din aia, și a zis, eu nu știu ce, de la un film, de la știu eu că accesezi ceva acolo, când stai pe internet și nu te vede nimeni. Și totul e o plăcere. Dar ascultă-mă, toate astea, mai devreme sau mai târziu, te costă. Dar ce-i mai dureros? Că-i finalul și să pierde sufletul. Citeam despre renumitul scriitor englez, omul ăsta mare, pe care îl consideră unii unul din titanii literaturii universale, lordul ăsta Byron, George Gordon, cum era el, la ultima aniversare a zilei sale de naștere, dacă mă țin bine minte, undeva tânăr a murit el, vreo 34 de ani, dacă nu mă înșel. Omul ăsta a scris ceva atunci ce a rămas. Și auzi ce a zis el acolo? Toamna zilelor mele a sosit, spunea el. Zice, timpul a distrus florile, fructele, mi-a rămas plânsul, auzi, durerea și regretele. Astea erau cuvintele lui, auzi. Omul ăsta despre care se știe că a adus așa o viață, nu m-a plăcut, dar auzi cu ce-a rămas. El a tras linia și a zis, durerea, plânsul, tânguirile, tristețea, tot ce vrei. Ascultă-mă, mai devreme sau mai târziu, tu ești aici în seara aceasta. Și tu ai ocazia să te gândești foarte bine la acest lucru, că el poate să ducă la pierderea sufletului tău, și anume, preocupările după lucrurile lumii. Scump prieten, cel care asculți cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce ai gândit până acum, înțelege, eu doar ca slujitor al celui preanalt, îți transmit mesajul ăsta și înțelege bine, e în joc sufletul tău. Ce vei face cu el depinde de tine. Există un lucru care duce la pierderea sufletului și l-am identificat, preocupările noastre după lucrurile lumii. Fii preocupat de ceea ce spune Iisus după lucrurile lui Dumnezeu și vei fi binecuvântat. Amin. Și în ultimul rând, pe scurt, al treilea gând, al treilea lucru, l-am numit după versetul 27 și auziți ce spune versetul 27. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi. Și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Și știți cum l-am numit? Neacceptarea faptului că va trebui să dăm socoteală. Neacceptarea faptului că va trebui să dăm socoteală. Există oameni care în lumea asta trăiesc și spun așa, lasă, Domnule, că poți să faci ce vrei, că nimeni
nu te comandă și nu trebuie să dai socoteală înaintea nimănui. Apropo, Daniel Webster, un mare om al Americii, a fost întrebat într-o împrejurare, omul ăsta al cărui nume apare pe celebrele dicționare, nu Webster. Auzi, spune el la un moment dat, cineva îl întreabă, domnule, care-i cel mai de seamă gând care v-a trecut vreodată prin minte? Și cât a clipit din ochi, omul ăsta a zis așa, gândul că într-o zi va trebui să dau socoteală înaintea lui Dumnezeu. Am zis, domnule, ceva clar, ceva frumos. Gândul că într-o zi va trebui să dau socoteală înaintea lui Dumnezeu. Aici mulți oameni trăiesc ca și cum niciodată nu vor trebui să dea socoteală pentru ce au făcut. Și nu înțeleg ce spune aici Domnul Iisus, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu sfinții îngeri și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Într-o zi, fiecare din noi va trebui să stea în fața dreptului judecător. Mă gândesc de împăratul francilor, Charlemagne, Carol cel Mare, ați auzit despre el. Cel care, mă rog, a vrut să facă și a reușit într-o oarecare măsură să refacă Imperiul Roman. Visuri ambițioase, el, Napoleon, care mai de care, nu? Și omul ăsta se spune, am citit, vă pot da carte, n-am o invenție de la mine, că în urmă cu vreo 200 de ani, cred că s-a descoperit mormântul lui. Și descoperindu-se mormântul, spune că, mă rog, era mumificat și când s-a uitat la el, știi ce au văzut? Într-o mână avusese sceptrul și în cealaltă mână a avut deschisă Evanghelia asta. După Matei și degetul acolo era pus la versetul ăsta, 27. Au văzut ăștia, s-au stat și au gândit, dumneavoastră ce vă comunică asta? Nu știu. Biografii spun că el ar fi cerut asta. Să îi se pună sceptrul, dar să îi se pună și versetul ăsta. Poate s-o fi gândit când era aproape de pragul morții, că va pleca din lumea asta. Și câte n-o fi făcut și el și s-o gândit, vine ziua când trebuie să dau socoteală. Dar astăzi ești liber, poți să faci ce vrei. Astăzi poți să asculți în liniște Evanghelia, poți să iei orice decizie, dar eu vreau să te ajut în seara asta. Și dacă am venit să predic Evanghelia, eu m-am tot întrebat ce să predic. Sunt atâtea lucruri pe care le pot predica de aici, nu, că e mare Evanghelia asta. Dar în seara asta eu am simțit din partea lui Dumnezeu să transmit asta pentru absolut fiecare dintre noi. Poate te-ai jucat până acum cu sufletul tău. Poate nu ți-o păsat și ai zis, așa, așa, nu mă vede tată, nu mă vede mamă. Nu mă văd părinții, nu mă vede pastorul, nu mă vede comitetul, nu știe soțul, nu știe soția. Și-i drept că aici pot să te strecori și să nu afle nimeni, poate niciodată, cu toate că mai devreme sau mai târziu unele se află. Dar există o zi când va trebui să stai în fața dreptului judecător. Dădeam un examen aici, la Cluj, și la biserica veche, și parcă-l văd pe Ciugudeanu cânta aici, la dumneavoastră, sprijinit așa pe niște cârje. Am știut de el și cu vocea aia lui inconfundabilă cânta aici, la dumneavoastră. Dar o altă cântare pe care el o cântase, nu o cântase atunci, l-am auzit cu altă ocazie cântând. Și omul ăsta în cântarea aceea, la un moment dat, spunea în refrenul acelei cântări, cânta, ești liber azi să faci orice. Că nimeni nu te oprește. Poți bea, fuma sau necinsti. Că nimeni nu te oprește. Dar află că pentru toate fii vei chemat. Și socoteală odată ai de dat. În seara asta, ascultă-mă, eu nu vreau să te înfric. Eu vreau doar ca să poți să simți harul lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu. Tu nu ești la întâmplare aici. Tu ești aici pentru că Dumnezeu a vrut să-ți spună în seara asta că tu ai un suflet. Tu poți să-l mântui sau poți să-l pierzi, depinde de tine. Există lucruri în lumea asta care pot să ducă la pierderea sufletului. Și am notat 3. Refuzul de a-L urma pe Iisus, preocupările noastre după lucrurile lumii și neacceptarea faptului că va trebui să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. În seara asta,
Tu poți să-ți faci o revizuire, o analiză a propriei tale vieți. Frați, surori, prieteni, tineri care sunteți aici. Și înțelegeți bine că Dumnezeu Sfântul vrea mântuirea sufletului tău, mântuirea sufletelor noastre. Ce ne rămâne nouă de făcut? Ne rămâne nouă de făcut să fim acei oameni care să spunem, Doamne, noi vrem să te urmăm pe tine. Noi vrem să te slujim pe tine. Noi vrem să fim preocupați după lucrurile tale, spunea Pavel, apostolul Colosenilor, dacă deci ați înviat împreună cu Iisus, să umblați după lucrurile de sus, unde șade Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Și să spunem, Doamne, noi acceptăm faptul că va trebui să dăm socoteală. Și dacă Tu ești așa de bun și ne-ai spus prin cuvântul Tău că aici și acum în casa Ta ne pot copleși nelegiuirile și poate te pot copleși atâtea lucruri pe care le-ai făcut, dar tot ne-ai spus că Tu vei ierta fără de legile noastre. Ascultă-mă, ne vom ruga lui Dumnezeu aici și acum în seara aceasta. Tu poți să te rogi Lui. El poate să te elibereze, El poate să ia povara, El poate să vină și să-ți ia problema ta, să-ți ia anumite lucruri care te frământă și poți să pleci de aici cu bucuria în suflet, că te-ai întâlnit cu El. De câte ori n-am simțit că El ne eliberează, de câte ori n-am simțit că El vindecă, cum se spune aici, când spunea fratele Relu despre fratele Boca că e o minune. Am avut un caz în Sighetul Marmației, când un om era dat afară, era soțul unei surori. Și omul ăla i s-a dat câteva zile să trăiască, trăiește și astăzi. A condus lucrările de construire a bisericii, nu e o poveste. Și când a văzut doctorul care l-a trimis acasă și a venit din nou, a chemat pe toți, Grigore, tu ești o minune, Dumnezeul nostru este Dumnezeul minunilor. El poate să ierte, El poate să transforme, să schimbi vieți. El poate să ierte. În seara aceasta, tu poți face ceva, să vii la El. Amin.